Bună tuturor! În acest video avem niște cumpărături de 420 de lei din Kaufland, din Lidl și ceva din Pepco. Și să începem! La Pepco am luat niște chestii. Am luat două din astea de hârtii pentru copt, pentru prăjituri. La 5 lei bucata. Deci două suluri din astea. Așa. Apoi am găsit un suport superb pentru condimente, care a costat 21 de lei. Și îmi place tare mult că este așa din bambus. Și am luat și un set din ăsta de borcanașe din astea pentru condimente. Ăsta a fost 6,50 lei și am să le pun în acest suport. Super fain. Apoi am mai luat pentru cel mic două seturi de maieuri la 10 lei, adică 5 lei maieu, și am luat două seturi din astea. Sunt câte două într-un set. Deci albe simple în măsura 146-152 și celelalte sunt la fel, sunt acolo jos. Atât am luat din Pepco. Așa. Apoi avem la Lidl un box de apă pentru copii de la izvorul Zăganului, 15 lei. Avem de la Kaufland, cred că 10 sau 11 lei, un sac de cartofi din ăștia, din Țara Făgărașului, pentru prăjit. Mai avem un sac de mere de la Lidl, cred că a fost la 8 lei. Apoi aici, din Kaufland, am luat două de astea de șnițere la 18 lei, parcă pachetul. Sunt câte 8 șnițele. Mai avem un covrig aici, așa. Am luat niște calamari din ăștia de la Kaufland. Cred că a fost 20 de lei. La 10 lei, cred că au fost aceste căpșuni. 30 de lei am dat pe această scăriță de porc gata condimentată, pe care vreau să o fac eu la grătar sau la cuptor. Deci arată foarte bine, sper să fie și gustoasă. Apoi mai avem aici două din astea de bacon la 6 lei bucata. Biscuiții Nutella la 11 lei, care îmi plac mie tare mult. Brânza asta a fost 7 lei acum, înainte era 6 lei. Place tare mult. Și mozzarella au fost la ofertă cu 8 lei de la 10 lei. Și da, astea au fost din Kaufland. Și plasa asta roșie am luat acum. Apoi mai avem niște produse din Lidl aici. Și a luat cel mic acest săpunel, le-a plăcut lui mult. Cred că a fost 5 lei sau 6, nici nu știu. Ficățelul de pui, cred că a fost 8 sau 10 lei. Uf, că curge sângele. Niște ceapă am luat aici. Niște aripi de pui, parcă a fost tot 10 lei. Ce mai avem? Șunca asta din piept de pui. Avem roșii, au fost 7 lei. Șunca cred că a fost 3,50 lei. Ciuperci 6 sau 7 lei. Am luat și niște ciuperci. Mixul ăsta de legume pentru supă cred că a fost la 4,50 lei. Avem fasole la 3,30 lei, am luat 4 conserve.
Deci mai sunt 3 acolo. Mai avem un spanac congelat. Un martinel pate la 9 lei. La 6 sau 7 lei au fost acești crembuși de la Piticel. Așa. Iar în cealaltă plasă avem din astea pâinici de hamburger care arată așa. Aici mai avem 2 iaurturi din astea la 2,80 lei care ne plac mult. Aici legume mexicane, nu mai știu cât a fost, 4-5 lei. Mazăre congelată, tot așa, la 3-4 lei. Astea cred că au fost 6 lei, mixul de legume. Am luat și din astea. Mai avem aici un martinel la 9 lei și încă din asta. Încă una de pui la 3 lei sau 3,50 lei. 3 pâini. Mai avem o șuncă de la Piticel, cred că a fost 7 lei. Ce mai avem aici? 3 pâini, 3 banane și cred că și 2 ciocolăți. Da. Și 2 din astea am luat. Și da, cam astea au fost cumpărăturile. Dacă v-a plăcut și vouă, nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Eu vă pup, la revedere!